Salutare, cu voi este Patri, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În episodul de astăzi am pentru voi 3 sugestii de un serial, o carte și un joc pe care le puteți, cu care vă puteți ocupa timpul în această perioadă în care cu toții stăm în casă. Ok. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc să vă abonați la canal și să apăsați butonul de like dacă mă susțineți și dacă vi-a plăcut clipul de astăzi. O să încep prima oară cu serialul. Se numește Alias JJ. Este un serial columbian. Este despre un criminal al mafiei din Columbia, care a fost mâna dreaptă a lui Pablo Escobar. El a fost implicat în peste 3000 de crime, iar 300 de oameni recunoaște el că ar fi omorât. În primul rând, serialul vrea să dezvăluie, ca să spun așa, viața lui Popei, prin ce a trecut el, cum a ajuns la închisoare, cum a ajuns să scape de închisoare, ce i s-a întâmplat acolo. Așa cum vi-am spus, este un serial despre viața lui Popei. El este interpretat în acest serial de către actorul Juan Pablo Urrego, care, după părerea mea, și seamănă puțin la înfățișare cu Popei. Este un serial care mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult. Are 59 de episoade. Dar este un serial care cu siguranță este foarte interesant și din acest motiv m-a captivat atât de tare. Dacă și voi sunteți interesați de astfel de seriale, să zic așa, cu criminali, cu seriale polițiste care să vă țină cu sufletul la gură, aștept părerea voastră în comentarii și dacă vreți puteți să mai îmi dați alte recomandări de seriale care vouă v-au plăcut și sunt de acest gen. Acum, fără să trec la următoarea mea recomandare, o să vă las chiar aici un trailer cu serialul. Para todo el mal que nosotros hicimos. ¡Patrón! ¡Nos cayeron! No te va a matar de una. Te vas a desangrar como una rata. Van descargando rápido ese pajarito que me tengo que mover. Lo voy a matar por apoyar la extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Es una mierda estarse escondiendo todo el tiempo. Sentir que cada vez que te veo pienso que es la última berraca vez. Se busca John Jairo Velázquez. Recompensa la suma de 100 millones de pesos. Patrón, yo creo que lo mejor es que agilicemos lo de la entrega. ¿Pues de qué me estás hablando, Jota? Yo lo único que quiero es que no me maten y pagar mi cana tranquilo. Y así va a ser. O să trecem la cea de-a doua recomandare de-a mea, și anume cartea pe care am terminat-o în urmă cu vreo 2 săptămâni de citit. Se numește Cel mai bogat om din Babilon. Este o carte de educație financiară și mie mi se pare că are niște principii foarte solide. Te învață niște reguli de bază despre cum să-ți păstrezi banii, dar mai ales cum să îi înmulțești și cum să-ți faci în timp o mică avere. Ea cuprinde mai multe capitole, printre care și capitolul cu cele 5 reguli ale aurului. În acest capitol sunt date niște sfaturi și niște pilde, pot să spun, care într-adevăr sunt vechi și sunt știute de foarte mulți oameni, dar sunt și foarte folositoare. Dacă vreți să știți cum să vă comportați, cum să vă păstrați banii, dar și cum să îi înmulțiți. Și primul sfat era să pui la o parte 10% din tot câștigul tău. Punând la o parte 10% din tot câștigul tău, la un moment dat vei vedea că în timp de un an vei ajunge la o sumă destul de frumoasă pe care o poți mai apoi păstra
pentru viitoarele tale investiții. O poți investi mai apoi într-o afacere sau în ce vrei tu să faci mai departe. Mie mi s-a părut o carte foarte bună. Este o carte care pot să spun așa că este pe gustul meu. Mi-a plăcut și foarte mult faptul că nu avea atât de multe pagini, în jur de 150 de pagini. Este ușor de citit, are un limbaj foarte simplu, dar în același timp un limbaj care să te facă să înțelegi cât de important sunt banii și mai ales cum să-i păstrezi și, cum am spus, cum să-ți înmulțești ca să ajungi la o mică avere în timp. Din păcate nu mai am cartea pentru că eu am împrumutat acea carte de la cineva, dar o să vă las probabil pe aici, pe undeva sau pe aici, o poză cu ea ca să puteți vedea și voi despre ce este vorba. Dacă v-a plăcut această carte sau dacă aveți recomandări de alte cărți despre educație financiară, le aștept de asemenea în secțiunea de comentarii. Acum o să trec și la cea de-a treia sugestie de mea, și anume jocul. Jocul pe care l-am jucat eu în ultima vreme și pe care îl știu de destul de mult timp, este un joc pe care eu îl joc pe laptop, se numește Cooking Favor. Este un joc în care pur și simplu îți testezi tu dexteritatea și rapiditatea, ca să spun așa. Este un joc simplu, cu o grafică destul de simplă și ea. Și pur și simplu tu ești un fel de bucătar care pregătește mâncare la mai multe persoane, la mai mulți clienți, ca să spun așa, și cu cât avansezi în joc, bineînțeles, nivelul crește tot mai mult, tu trebuie să produci cât mai multe porții de mâncare și să faci asta, bineînțeles, și într-un timp foarte scurt ca să avansezi și să treci tot mai departe. Eu am ajuns undeva pe la nivelul 25 sau 27, dar cu siguranță o să continui să-l joc pentru că este foarte, foarte interesant. Mai apoi tu, din banii pe care îi câștigi prin prepararea mâncării, prin prepararea porțiilor de mâncare, îți poți amenaja bucătăria și localul. Îl poți face mult mai nou, îți poți cumpăra chiar și noi dispozitive de gătit, care te vor ajuta și te vor face să gătești mult mai repede și mult mai bine mâncarea. Mi se pare un joc ideal și pentru copii, dacă cumva vă lăsați copiii la laptop să se joace, puteți să încercați să vă descărcați Cooking Favor în cazul în care nu l-aveți deja instalat pe laptop. Mie chiar mi-a plăcut foarte mult acest joc și sper să vă placă și vouă. Uitați un trailer cu el. Voi a fost Patri, ne vedem data viitoare la un nou episod la fel de interesant. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Iar de asemenea puteți apăsa și butonul de like ca să mă motivați să postez tot mai des clipuri de acest gen. Pe data viitoare!